Duhul are mare răspundere în universul acesta, fiindcă El cunoaște tainele omului, El cunoaște năzuințele omului, El cunoaște toate secretele. Mai mult, are însărcinarea de la Dumnezeu să studieze, să cerceteze și cele mai adânci lucruri ale lui Dumnezeu Tatăl. El trebuie să le verifice pe toate. Ce lucru mare atunci pentru el să facă să se nască un copil? Ce lucru mare e asta? Că de la el a ieșit lumea cu tot ce vedem noi. Lumea vegetală, lumea animală, lumea umană, lumea subacvatică, totul a fost prin felul conlucrării împreună cu cuvântul. Mărit să fie Domnul! Acum cuvântul a ieșit de la Tatăl. Și cuvântul a fost pus de Tatăl în Arhanghel. Arhanghelul a venit și l-a predat la Maria. Dar împreună cu cuvântul a conlucrat cel preanalt, adică Duhul lui Dumnezeu. De aceea pruncul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Fie slăvit El! Cine este acesta? Este Fiul lui Dumnezeu. Acesta este Iisus Hristos, Mântuitorul omenirii. A Lui să fie slava. Dar uitați acum, în împrejurarea aceasta, Dumnezeu a îngăduit ca prin apostoli să ne rămână la îndemână Sfânta Biblie, Sfânta Carte. În lume sunt multe cărți numite sfinte. Sunt multe cărți și popoare întregi numesc cartea aia și cartea aia, alții numesc Coranul Sfânt, alții numesc alte cărți, la care nu mai merită să ocup timpul și să vă spun numele la toate cărțile numite sfinte. Dar nici într-o carte din aia numită sfântă nu este nicio prorocie făcută cu un an înainte de împlinire. Nici într-o carte din aia nu este ce este în Biblie. În Biblie totul a fost de la început notat și scris. De la început s-a vorbit de sămânța femeii, arătând că se va naște o persoană fără intervenție bărbătească, fără sămânță de bărbat, numai a femeii, căci de altfel sămânța femeii dă la iveală bărbatul și sămânța bărbatului dă femeia. În felul acesta ne spune în Corinteni 11, când vorbește despre acoperirea capului femeii, acolo ne vorbește și ceva ciudat. Să vedeți numai cum zice cuvântul Domnului în Corinteni 11 cu versetul 12. Căci dacă femeia este din bărbat, ați auzit? Sămânța bărbatului dă naștere femeii. Și apoi, tot așa și bărbatul prin femeie
și toate sunt de la Dumnezeu. Sămânța bărbatului naște femeia. Atunci când cele două semințe se întâlnesc la locul curb din trompă, unde e locul de împreunare a celor două semințe, dacă semința femeii sosește întâi aici, așteaptă să sosească sămânța bărbatului și odată o învele și formează ou. Atunci exteriorul va fi bărbat. Dacă sămânța bărbatului sosește întâi și apoi vine sămânța femeii, sămânța bărbatului o învăluie, formează ou, dar exteriorul va fi femeie. Că așa am citit, femeia din bărbat și bărbatul prin femeie. Și toate sunt de la Dumnezeu, Dumnezeu le poate face așa și așa. Dar glorie Domnului Iisus, că toate le avem scrise în Sfântul Cuvânt. Cum se întâmpla de multe ori, zice un frate către mine, păi ce să mă fac, măi frate, că am o săptămână de fete. Pă cine-i de vină, mă? Apoi femeia asta, că nu-mi face și mie un bărbat. Fii atent că tu ești de vină, nu e. Lucră cu minte, așteaptă și ea să o vezi că se bucură de actul ăla minunat lăsat de Dumnezeu. Și apoi după aia ai tu vremea, păi dacă tot tu ești întâi, pă tot femei vei naște. Și 20. Aia nu cred. Eu am citit multe cărți, dar nu cred. Bine, bine. Dar la anul l-a avut pe Alex. Vedeți? Deci sunt lucruri așa care sunt scrise în Biblie, dar oamenii nu le gândesc și nu le pot asorta. Ei, acum, pe Iisus Hristos, numai sămânța femeii l-a adus în ființă de om, fără sămânță de bărbat, cum a zis Maria, Sfânta Fecioară Maria, așa cum le place multora să numim Sfânta Fecioară, și eu cred că a fost sfântă, dar nu numai ea a fost sfântă, pe pământ a fost multe femei sfinte și până azi sunt multe femei sfinte. Dar Fecioară Sfântă ca Maria, se vede că n-a fost alta. De-aia Arhanghelul i-a zis, plecăciune ție, el ne-a învățat și pe noi, pe bărbați, când dai mâna cu o femeie, fie e țigană, fie cerșitoare, vrei să dai mâna cu ea, nu sta țapân să dai mâna așa. Fă un gest frumos. Dă cinste femeii ca unui vas mai slab. Așa a făcut Arhanghelul. A dat mâna cu ea sau n-a dat mâna cu ea? Nu știm, nu ne este scris. Dar asta ne-e scris. Plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Da. Dar și mai departe, în Isaia 9, cum am zis, un copil ni s-a născut. Ăsta a fost partea omenească, dar un fiu ni s-a dat. Asta a fost partea dumnezeiască. Așa că în persoana Iisus Hristos, Iisus Mântuitorul Lumii, erau două identități. Una om cu adevărat și una Dumnezeu cu adevărat, glorie Lui. Și atunci, cine este acesta? Acesta este persoana prorocită de la întemeierea lumii, ca un fir de aur prin toată Biblia și aproape în fiecare psalm trece acest fir de aur, amintind de un împărat,
amintind de o personalitate, amintind de un Dumnezeu care va umbla printre oameni, amintind de un soare care răsare din înălțime, amintind de o lumină care împrăștie întunericul, amintind ca un fir de aur prin toate de un proroc asemenea lui Moise, amintind de o stea pe care Balaam zice, îl zărez, dar nu acum îl privesc, dar de departe. O stea răsare din Iacob, un toiac de cârmuire din Israel. Domnia va fi pe umărul lui. Amintind apoi Iacob, la rândul lui, binecuvântând pe Iuda, toiagul de cârmuire nu se va depărta dintre picioarele tale până va veni Shilo, adică Mesia, Hristos, Mântuitorul, glorie lui. Cine e acesta? Acesta e Domnul Iisus Hristos, glorie numelui Său. Și Domnul Iisus Hristos, ca om, s-o obosea. După o predică ținută, după alte evenimente ale zilei prin care a trecut, când s-a urcat în barcă, poate că ați văzut cum sunt bărcile de pe Marea Galilei până astăzi. Ele sunt spațioase, sunt cu două rânduri de scaun pe laturi și după aceea sunt la mijloc scaune ca să șadă oamenii și pot să se urce în ei mulți oameni. Eu am trecut cam de două, de trei, de patru ori am trecut Marea Galilei cu barcă de aceea. Ei, dar de aici, de unde e cârma la barcă, e mai sus decât locul unde stau oamenii. Aici stă cârmaciul și aici are un loc pentru cârmaci sau pentru ajutor când s-a obosit să se odihnească. Acolo îi zice căpătâiul bărcii și Domnul Iisus Hristos ostenit s-a dus pe căpătâiul bărcii și s-a culcat, dar barca trebuie să treacă Marea Galilei dintr-o parte într-alta. În partea dreaptă, cum vii către Capernaum, în partea dreaptă, mai departe, o coroană de munți care străjuiesc și tipul de sparte marea, mare. Ei, dar pe mare să fac vânturi puternice. Într-un loc așa e rupt muntele ăla, ca și cheile turze care le-ați văzut. Ca și cheile turze. Așa vine ruptură până jos. Vântul de pe mare, puternic, să înghesuie în ruptura aia și bate exact în lacul Galilei, în Marea Galilei. Și acum au bătut așa de cu putere, că au învolburat-o, scormonit-o până în fund. Așa nu știu dacă ați umblat pe ape ca să vedeți cum e cu valurile. Eu am văzut valuri care așa de înalt se ridica și 4-5 metri și tu erai aici, dedesubt. Dar fiindcă barca era bună și mare, se ridică când vine valul, ești deasupra pe val, apoi deodată dă cu tine până în fundul apii și iară te ridică sus pe val. Dacă cârmaciul nu știe să o potrivească, e trebuie să dea totdeauna cu buza, cu partea din față în val. Dacă o pui de alături a valul, se bagă și te bagă în fundul apei. Bine că bărcile nu prea rămân pe fund, că ele au două straturi și la mijloc e aer. Și atunci ăla
nu rămâne în apă, o scoate afară, dar oamenii nu-i mai scos dacă apucă. Nici din vapoarele mari, dacă îi scufundă, spun scufundați. Ei, am trecut prin furtuni pe mare, am fost pe Marea Nordului numai cu 2 zile sau 3 zile după ce s-a necat vaporul ăla mare cu câteva trenuri și cu câteva sute de mașini și ce știu câte sute sau mii de oameni. Că marea a fost foarte înfuriată și o coborâ pe toți în adânc. Și acolo am văzut apoi un frate, Cosma, murit el acum. El era tare curios, numai să se urce deasupra. Nu te urca, îi spunea toți, că ți se face rău de mare. Doamne, ce? Nu. S-a urcat deasupra. Păi de deasupra, cât a fost el de mare, că vasul avea în lăuntru buticuri, ca pe o stradă. Mașini, apoi avea mașinile garate, apoi avea trenurile. O, Doamne, dar deasupra când ai fost, a început să-l vezi tu cum să leagă într-o parte și în alta, atâta vas mare, a pucat râul de mare, de-abia veni jos. Apoi până când a ajuns în Suedia, nu m-a tot o căcăit, gândeai că ia să uite din cap. Nu mai știe de capul lui ce să se facă. Când cineva te anunță, nu fă aia, pă, nu fă, că e mai bine să asculți decât să n-asculți. Vedeți? În fine, am văzut din astea. Acum ucenicii erau pescari, erau oameni obișnuiți cu apa, dar furtuna de data asta i-o sperie grozav. S-a uitat în toate părțile, mă, dar învățătorul nostru unde-i, Iisus unde-i? Și unul se duce, îl mișcă de acolo, învățătorule, scoală-te, nu-ți pasă că perim. Domnul foarte liniștit, vine între ei acii, să uită la mare, cum zvârlea valuri și mai sărea și în lăuntru câte un litru, doi de apă. Și îi poruncește la vânt, taci fără gură, se vede că urla tare vântul. Ați auzit cum urlă câteodată vântul? Urlă de te sperii, taci fără gură și mării liniștește-ți valurile. Și îndată s-a făcut o liniște mare. Măi, s-au speriat, mă. Și ei, ucenicii, și cei care erau cu ei, că erau alte noroade cu ei, toți pare că n-au cunoscut până aceea așa ceva. Și toți se întreba, ce fel de om e omul ăsta? Apoi ăsta nu e un om ca toți oamenii, ăsta e un om și Dumnezeu. Mărească-i să numele. E și om și Dumnezeu. El a creat lumea și lumea trebuie să asculte de el. Pe noi nu ne poate asculta vântul, că noi nu-i cunoaștem glasul lui. Și el nu-i obișnuit cu glasul nostru. Nu ne pot asculta apele, că nu sunt obișnuite cu noi. Nu ne pot asculta multe din cele ce ne înconjoară. Dar dacă îți băga de seamă, veți putea vedea că sunt vietăți, flori, pomi, care ascultă de oameni. Și omul trebuie să știe să se ocupe de ele. Avem un vișin la casa de rugăciune în Sebeșel. Atâtea vișine făcea și mari, mă, mari. Toată lumea care trecea pe strada principală s-a bătea în străduță, s-a agățat de crengile lui și își lua. Eu nu mă strigam, nu rupe crengile, mâncă câte vrei. Erau tare bune. An de an, atâtea făcea. La alți oameni vișini întotdeauna făcea, într-alta nu făcea.
Asta făceam fiecare an. În fine, am plecat la Sibiu, s-a mutat Persida, fata ce în locul nostru. Îmi dă telefon, ticule, eu tai vișinul ăsta, că nu-i mai de treabă. Face niște vișine, numai sâmburile de ele și aricite și nu, și frunza pe el, nu-i cum a fost, e bătrân, îl tai. Îmi pare rău să-l tai. Mai bine mai încearcă un an. Uită-te că eram așa prin iulie, vine luna august. În luna august se plămădește rodul pentru anul viitor la toți pomii. Ieți o bâtă și pune acolo lângă el și caută în fiecare zi să intri în curtea adunării, să iei bâta și să-i dai două, trei cu bâta. Mă, faci rod sau te tai. Vorbește cu el. În luna august, aproape în toată ziua, vorbește cu el, că atunci plămădește el. Și apoi așteaptă la anul. Mai la anul, fă mai încărcat ca alte dăți. Și mari și faine. Nu l-o mai tăie. Apoi eu o adunat cât o putut, apoi temat pe soacră, s-a adunat cât o putut, o temat pe mătuș, o temat pe vecini. Toată lumea o cules și și-o făcut ce le-o trebuit. Vedeți? Și pomii ascultă. Era unul Ilarie la Răchita și avea un pământ subtondial tare înalt și locul lui era un brost. Ce să facă el acolo? Sămânat meri. Mulți meri. O plantat mulți meri. Și acum el toamna nu-i putea culege. Un om bătrân. Dar îi dădea cu licitație. Și eu mai mergem toamna și luam câte un măr, doi, trei, de-l culegeam eu și plăteam la om. Dar el avea și el o bâtă acolo, în luna august se plimba toată ziua printre meri, toată ziua îi bătea, mă, faci mere sau te tai, mă, faci mere sau te tai. Era tot plină livada lui de mere și aducea mare venit toamna, avea mulți bani după ei. Cele mai specialiști altoi avea el acolo. În fine, el a murit. Copilul lui era la Cujir. Alo? Da. Pacea Domnului, frate Vasile, da. Eu sunt pe internet și ăla n-a venit să vadă de pom. În trei ani de zile, pe ultima crenguță a pomilor era mușchi, toată livada s-a uscat. Dacă nu vorbești cu pomii, ei nu-ți fac rod. Dacă vede că nu-i nimeni în jurul lor, el se uscă. Dar dacă e lângă drum și toată lumea îl bate în el după măr, după una, dacă mașini, dacă zgomot, face. Florile, la fel, ele vor să audă vorba omului. Dacă n-aude vorba omului, după ce se înfloară? Vedeți? Odată un șoarec, am fost în loc la o soră ca să adunăm jichii de paie de cucuruz. Că ăsta, ea stătea și ea, pă cum că e bătrână slabă, o, Doamne! Sora Rosalina, dă furcă aici, mă duc eu. M-am dus eu în locul ei. Pe acolo atâția șoareci, mă, de n-am văzut de când. Dar unul din ei era cât un pumn. Toți să-l omoare. Și așa să dibăcea bietul șoarec că sărea printre coarnele furcii și nu-l omoră niciunul. Am sărit eu și l-am prins cu mâna. Atunci am omușcat un pic de dejă, no. Dar eu l-am tot făcut să vadă ochii, l-am tot adiat pe cap, frumos, până când s-o îmblânzit și nu i-o mai bătut inima cu tărie. Atunci i-am deschis palma, el se învârtea toroată. Nu vrei să pleci de la mine? Du-te dacă vrei. Nu se ducea, se învârtea toroată. L-am luat și l-am pus pe umăr. L-am luat de aici, l-am pus dincoace. Am dat jos pe foaica, era frig.
am înșirat-o și l-am pus pe fufoică. Am încărcat mașina aia mare cu toți tuleii ăștia de cucuruz și el n-a plecat de pe pufoică, m-a așteptat. Și când am venit, n-a fugit, l-am luat cu mâna și i-am dat eu drumul ca să nu-l omoare ăia la alții. Mai nu există nimic în lume, totul se supune omului. Dumnezeu l-a făcut pe om coroana creaturii lui, creaturilor lui. Dar trebuie să ai blândețe, trebuie să vorbești cu ei. Am acei veverițe și un fel de șoarec mai mare, tot vârj, așa. Și apoi când deschid ușa, ele mă văd de pe unde îs. Fug repede. Păstați aici, stă ca țiganul în ușă. Așteaptă până când viu și le dau la fiecare ceva de mâncare. Și așa mai departe. Ba una, i-am pus numele Mariana, strâng după ea Mariana, odată vine, deschid ușa, o mașez pe scaun, ea vine pe picior la mine și de aici îi dau și mâncă din mână. Măi, nu există om ca să nu poată să iubească ce-a făcut Dumnezeu. Care nu poate iubi ce-a făcut Dumnezeu, de ăla-i bai. Copiii adesea ori în adunare era răi, odată au fost 6 la binecuvântare. Și toți lucrătorii câte cu un copil în brață. Un copil la un frate, Petre, mă, nu tăcea, Doamne feri, atât a urlat copilul ăla, n-auzeai de gura lui. M-am grăbit, am făcut binecuvântarea și m-am dus și l-am luat, el era mai bătrân ca mine. L-am luat în brață, când l-am luat în brață, m-am uitat la el, am zâmbit, am început să povestesc cu el, n-am mai plâns odată, gângure, către mine. Și apoi aici în brațe la mine, eu făcut binecuvântarea și o stat. No, după ce am gătat, am gândit să-l dau la mamă sa. Când l-am dat la mamă, s-a început a urla de numai. Iar o trebuie să-l iau în brață până s-o gătat tot. Că nu ne auzăm unul pe altul. Vezi, pe tren, când umblam, ce știu cum, nu m-am pomeneam cu un copil că să urcă pe brațele mele. În autobuz, oriunde, copiii, animalele, păsările, pe ochi te pricepe. Dacă tu ai în tine răutate, apoi câinele te mușcă fără să-i faci nimic. Numai vezi că face din cap și pe dinapoi odată te prinde de picior. Dar dacă nu, nu. Am mers odată petrecut de câini, în dealul feleacului, toți câinii de la căsele alea au ieșit și veneau după mine. Eu nu m-am uitat la ei, n-am zis nimic. Hăpăleau toți pe Doamne. Ieșit oamenii toți din casă. Mă, dar ce om o fie ăsta? Uite ce latră câinii la el. Dar uite că nu sar la el. Unul din ei zicea, păi pocăit. Va mere la fraților, la Sălicea. Și avea dreptate. Când am ieșit din sat, câinii s-au împrăștiat și eu am mers în treabă. Deci, vedeți, totul depinde de inima ta, de gândul tău. Fii curat, fii blând, vorbește frumos cu frați, cu oameni, cu animale, cu păsări. Și să crește inima de bucurie când vei vedea că și tu ești un om primit de Dumnezeu. Iisus de-aia s-a înrudit cu noi oamenii. El a părăsit slava ca pe noi din mocir la păcatelor noastre să ne ridice și să ne ducă la slavă. De aceea de azi începe, frate. De azi începe soră, de azi începe tinere, copile, fetiță, cine ești, începe de azi să se poată zice și despre tine. Ce fel de om e ăsta?
ce fel de om e ăsta? Și la tine îi nevoie să zic așa. Doamne, Iisus nu se putea oricum compara, sau noi nu ne putem compara cu El. El era Dumnezeu din Dumnezeu. Noi suntem oameni din oameni. El era născut, dar nu făcut. Noi suntem făcuți, apoi născuți. Noi suntem păcătoși din fire. El e Dumnezeu care n-a fost atins de greșuri și păcate. Glorie Lui! Deci diferența e mare între noi, dar e un lucru mare să te asculte și natura, și animale, și păsări, să te asculte și oameni. E un lucru mare. Eram odată într-o misiune în fosta Uniune Sovietică, pe la orașul Bălț, pe acolo. Și oamenii acolo se văietau tare că de 3 luni n-o plouat. Pământul era așa de crepat, de puteai băga mâna cât e de lungă, fără să atingă de margini de pământ. Așa crepături erau în pământ, datorită secetei alea mari. Și acum era ziua de Sfântul Ilie. Și oamenii, eu am vorbit de Sfântul Ilie, ei au întrebat atunci că ce e aia prorocie și așa. Eu am fost însuflat de Duhul Sfânt și am început să le vorbesc. De cât timp n-a plouat? De atâta timp. N-a uitat ce înseamnă o prorocie. Mâine la ora 11 vă-ți vedea așa ca niște fire șerpuind pe cer și la ora 2 va ploua cum ai lua o găleată să o răstorn cu gura la vale plină de apă. Și veți înțelege ce e o prorocie. O prorocie nu-i care prorocește după ce se întâmplă un eveniment, ci aia care se prorocește înainte de eveniment cu o zi, cu o săptămână, cu o lună, cu un an, cu 10 ani sau așa mai departe. Cum s-a prorocit prin Harul Domnului când am fost atunci 7 ani acum la București, când Duhul Sfânt a strigat: bucurați-vă de Harul care vă este dat acum, că e scurtă vremea și o ceață mare va acoperi pământul și un tuneric de la margine până la alta. Și zile ca acestea nu veți mai avea. Și uite-te că au trecut 6 ani, să zic, până acum, anul când a început, dar acum e 7 ani de atunci. Dar întuneric a acoperit pământul, vezi? Și nu ne mai putem bucura ca atunci. Dar eu mă bucur mult și de situația asta, că putem vorbi în felul ăsta pe Zoom. E o minunăție, glorie Domnului, e o minunăție și să țină Domnul măcar harul ăsta, să ne întâlnim mereu, să ne îmbărbătăm mereu, să ne rugăm mereu împreună, să nu vă fie greu, să vă plecați pe genunchi, că multe biserici nu se mai pleacă pe genunchi. Am întâlnit biserică 3 ani de zile, nu s-o pleca niciodată pe genunchi. Se ruga unul la început și unul la gata. Și încolo numai cântări și povești și așa mai departe. Doamne ferește! Sau o biserică de câteva mii de oameni în Guiel s-a adunat la 11 și apoi ține câte o poveste așa, să râde una alta și după aceea afară aveau ceai și prăjitură și una alta și stăteau de vorbă până la 12 și la 12 plecau acasă. Dar minune, mă, că acolo s-a adunat de la 3.000 de oameni în sus. Și la noi, unde ne rugăm în genunchi, toate rugăciunile aproape, unde se predică cuvântul, unde practicăm harisma Duhului, prorocia, vorbirea în limbi,
stăruința, rugăciunea pentru bolnav. Aici nu vine cu miile și mai mult, din mia care o avem, câte unii vin rar. Și ce știu acum, după ce ne va da drumul, că la noi încă nu-i nădejde să dea drumul. Dar dacă va da drumul, mai vini vor sau s-o obișnui să stea acasă. Doamne Iisuse, multe sunt în lumea asta, dar noi avem harul ăsta între valurile astea să strigăm, cum zice cântarea cântărilor, porumbiță din crăpăturile stâncilor, ascunsă în scobiturile prăpastiilor, fă-mă să-ți aud glasul. Du-te până acolo unde știi că Iisus și rugăciunea ta să-i trezească îndurarea. Du-te până unde știi că Iisus și rugăciunea ta să-l facă să vină să se uite la necazul care l-ai. Doamne Iisuse, îndură-te! Îndură-te de noi, Doamne Iisuse! Numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat în veci. Frați scumpi și surori, nu uitați valurile znăprasnice. Valurile sunt mari, dar iubirea nu trebuie să o stingă. În cântarea cântărilor, capitolul 8, mai la urmă, spune că dragostea e un jar pe care apele cele mari n-o pot stinge. Cât o fi de mari apele, dragostea noastră pentru Iisus trebuie să ne țină legați de Iisus. Noi trebuie să ne ținem drumul, propovăduind, învățând, rugându-ne, postind și cerând îndurarea Domnului în fiecare zi, pentru noi, pentru familiile noastre, pentru țara în care suntem și așa mai departe, pentru conducătorii țării și toate. Avem datoria și obligația de la Dumnezeu să le cerem cu rugăciune. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și bunul Dumnezeu din cer să dea tuturor fraților noștri, nu numai întrebări ca asta, cine e omul ăsta, ce fel de om e omul ăsta, ci să ne întrebăm acum, cu prisosință, ce fel de om sunt eu? Ce fel de om sunt eu? Pentru că dacă mergem în Isaia capitolul 9, acolo în josul paginii, ne spune că orice haină purtată în vălmășala luptei, mânjită de sânge, și orice încălțăminte purtată în război și arsă în foc. De aceea noi acum trebuie să ne păzim pe noi. Haina noastră, haina noastră e haina bucuriei mântuirii. O mai ai? Ai bucuria mântuirii? Sau tu ești în luptă? Unii se luptă cu nevastă sa, alte femei se luptă cu bărbații lor, unii părinți se luptă cu copiii, unii copii se luptă cu părinții. Și vai, Doamne, războiul ăsta multe lacrimi se varsă, vai, Doamne, războiul ăsta multe inimi sângerează, vai, Doamne, războiul ăsta multe haine să mânjesc, încât te îngrozești. Haina aia minunată a bucuriei piere și omul atunci ajunge năcăjit, ajunge disperat, intră în depresii. Păi după aceea se descumpănește.
nu mai are siguranța mântuirii, apoi, Doamne, oare mă mai auzi? Totul face așa, cu nesiguranță, câtă vreme noi suntem chemați să stăm tari în Hristos și siguri că El ne-a mântuit. Numele Lui să fie binecuvântat. Siguranța asta mântuirii să fie la fiecare. Știți ce e o siguranță? Uitați-vă la mecanică. Bagă, șurub, face drenje și aici are un mic canal și pune peste el o siguranță care stă strânsă acolo. Nu mai poate, chiar de să deșurubă un pic șurubul, nu mai poate veni înapoi. Că are o siguranță. E mică, dar cu aia e sigură. Ei, siguranța noastră și credința noastră, chiar dacă e mai mică, să nu o pierdem, că ea se va îmbogăți pe fiecare zi când vom vedea lucrarea lui Dumnezeu. Glorie Domnului Iisus! Fiți tari în Domnul și nu vă măcinați în familie cu vorbe. Iubiți-vă unii pe alții cu căldură. Iubiți-vă bărbații și copiii, surori dragi. Iubiți-vă nevestele și copiii, frați dragi. Să domnească pacea și iubirea în căsă. Și apoi iubiți biserica, iubiți adunarea, iubiți pe frații care vedeți că mai deschid ușa la biserică. Strângeți-le mâna, bucurați-vă, ziceți-i totdeauna un cuvânt cald, bun, frumos. Să placem Domnului cu toții, glorie Domnului Iisus Hristos. Nu vă lăsați trântiți de valurile vieții, ci dimpotrivă, țineți capul sus în val, știți că la cârmă sustorie Lui și El să ne ajute pe noi pe toți să sosim cu adevărat în limanul dorit. Mâna Lui cea bună să fie întinsă, să ne ia de mâna dreaptă, să ne călăuzească cu sfatul Lui și în final să ne primească în slavă. Glorie Domnului Iisus! Domnul să vă binecuvinteze! Eu îmi închei vorbirea mea și doresc din suflet ca bunul Dumnezeu să ne facă parte tuturor, să-L întâmpinăm când vine pe norii slavii. Amin.